Tânărul în vârstă de 20 de ani din localitatea Călinești a ajuns la sediul poliției din Topoloveni după ce o minoră a declarat că a fost violată. Potrivit bărbatului, fata ar fi consimțit să întrețină raporturi sexuale cu el după ce ar fi plecat din discotecă. Totul s-ar fi întâmplat în mașina oprită pe un câmp. Nu te-ai gândit că e prea mică? A vrut ea. O cunoșteai? Da, o cunoșteam. Ea zice că nu a vrut. Ea a vrut. Ai mai făcut până acum? Nu, dar ea a vrut de bunăvoie. Nu te-ai gândit că e minoră? Păi n-a știut că e minoră. Că s-a ars cu toată lumea. De cealaltă parte, rudele fetei susțin că aceasta a fost violată, astfel că au anunțat poliția. Nepoata mea a venit singură acasă, de la discotecă de acolo, și tremurând într-un colț, și eu am întrebat-o ce s-a întâmplat, spune-m. Și până în final mi-a spus, zice, m-a luat la baraj, la discotecă, m-a dus pe deal la baraj și m-a violat. Mi-a închis ușile la mașină și m-a violat. Eu am lăsat-o cu încredere acasă, deci eu n-am știut că ea a plecat. Deci nu am știut eu că ea a plecat. A adus-o înapoi și a lăsat-o la poartă, că ea n-a plecat singură, a plecat cu încă 4 nepoți de-ai mei, cu încă 4 băieți. Dar ea n-a vrut să le spună lor pentru că i-a fost frică că băia recalcitranți îi lua la bătaie, să băteau, să ajungeau la altceva. În urma sesizărilor familiei fetei, polițiștii l-au găsit pe tânăr și l-au dus la audieri. Acesta este cercetat pentru viol, dar și pentru conducere fără permis. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni au depistat un tânăr de 20 de ani din localitatea Călinești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de viol și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Tânărul este bănuit că noaptea precedentă ar fi constrâns psihologic o minoră de 13 ani să întrețină cu el raporturi sexuale. Ulterior, scurt de producerea evenimentului, tânărul a fost depistat conducând un autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Cercetările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care vor lua măsurile legale în această cauză. În urma cercetărilor oamenilor legii, tânărul va trebui să suporte rigorile legii.